Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii ianuarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau orice aglomerare de 4 sau mai multe planete în semnul zodiacal al racului. Acest taroscop este unul general, prin urmare e important să urmărești atât pentru semnul tău zodiacal, cât și pentru acel semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știi exact ce înseamnă toate aceste lucruri, ți-am lăsat aici în colțul din dreapta sus un link către un video care s-ar putea să-ți mai clarifice din întrebări. Dacă mai ai întrebări, bineînțeles, nu ezita să le scrii în comentarii sau să te alături grupului de Facebook în care avem discuții puțin mai amănunțite pe teme de astrologie și tarot. Acesta este un taroscop, adică îmbin astrologia și tarotul. O să încep cu explicațiile astrologice, cu horoscopul lunii ianuarie, în general, pentru toată lumea. O să vă las aici în partea dreaptă a ecranului datele cele mai importante ca să puteți să vă luați notițe, da, cu toate informațiile pe care vi le transmit. Cum am decis să schimb puțin formatul acestei etalări, pentru că nu va mai fi săptămânală, va fi lunară pentru fiecare zodie în parte, ca să pot să intru în mai multe detalii și să vă fac un overview mai detaliat pe mai mult timp înainte, să vă puteți planifica luna din timp. Prin urmare, pentru energia generală o să folosesc aceste zaruri. Sunt niște zaruri cu 12 fețe, cel mov conține cele 12 case astrologice, cel verde cele 12 semne ale zodiacului și cel albastru 12 plasamente planetare importante. Aceste zaruri o să ne dea energia generală a lunii pentru zodia voastră și pe urmă din aceste cărți de tarot, tarotul elementelor, o să extrag 3 cărți ca să clarificăm primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10. Bun, până când amestec eu cărțile, vreau să vă dau câteva detalii legate de partea astrologică a acestei luni. Avem câteva evenimente importante astrale care se întâmplă în decursul lunii ianuarie 2021. În primul rând, Marte, planeta războinică, guvernatorul berbecilor și a scorpionilor, intră în zodia Taur pe 7 ianuarie la ora 12:30 dimineața. În 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, guvernatorul gemenilor și al fecioarelor, intră în vărsător la ora 14. Tot în 8 ianuarie, Venus, planeta frumosului, a iubirii, dar și a banilor, micul benefic, intră în Capricorn la ora 18. Toate aceste ore sunt ora României. Bun. Până acum, hai să ne gândim la aceste 3 evenimente astrale. Cum ne influențează? Păi, Marte și cu Mercur, în cursul zilei de 8 ianuarie, în intervalul 14-18, o să facă o cuadratură, un aspect tensionat. E posibil ca în această perioadă să vedeți bărbații, băieții, în special mai agresiv verbal, mai tensionați, mai nervoși, mai predispuși spre vorbe dure și vorbe urâte. Partea pozitivă este că în aceeași zi, pe 8 ianuarie, la ora 18, odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, acesta va face trigon, aspect pozitiv de susținere pentru Marte din Taur și cumva va mai media din aceste aspecte tensionate. Ce înseamnă asta? Că de pe la ora prânzului până spre seară, bărbații, da, vor tinde să fie mai agresivi verbal, mai morocănoși, mai supărați, mai militanți. Dar în cursul serii, femeile care au o vorbă dulce, ceva frumos de spus, poate să mai medieze această tensiune, da? Pentru că se formează acest trigon, acest aspect de susținere. Bun. Următorul aspect important pe care vreau să vi-l evidențiez se întâmplă în perioada 10-14 ianuarie, când Jupiter
face careu, aspect tensionat de quadratură cu Chiron. Marele benefic tensionează rănile karmice cu care am venit fiecare dintre noi în această viață. Această tensiune, da, pentru unii dintre noi o să agraveze anumite probleme, dar în același timp acest aspect tensionat ne și face să vrem să acționăm, să facem ceva pentru a rezolva odată și pentru totdeauna aceste răni karmice. Următorul aspect important pe care vreau să-l evidențiez se întâmplă în ziua de 13 ianuarie. La ora 7 dimineața avem faza de lună nouă la gradul 23 de Capricorn. Acest aspect o să-l detaliem în a doua parte a acestui video, să vedem cum se aplică în special pentru zodia voastră. Următorul aspect important, în perioada 14-15 ianuarie, Uranus staționează. Mare atenție la planete care sunt staționare, pentru că în acele momente sunt mai puternice, mai potente, mai explozive. În 16 ianuarie își reia mersul direct, dar aici mai intervine o problemă. În perioada 15-18 ianuarie, Jupiter, marele benefic, face quadratură cu Uranus. Și iarăși, aspect tensionat între marele benefic și planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații, a electricității și a exploziilor. Mare atenție aici pe perioada 15-18 ianuarie, la lucruri neprevăzute, la posibile probleme cu electrocasnicele. Aveți grijă să nu plecați de acasă, să lăsați ceva în priză, pentru că aici există foarte mari riscuri, mai ales că împreună cu Uranus în Taur, acolo e și Marte, micul malefic. Bun, următorul aspect important se întâmplă în seara zilei de 19 ianuarie la ora 22:40 de minute, când Soarele părăsește zodia Capricornului și se alătură aglomerării de planete din Vărsător. Începe luna Vărsătorului. Pe urmă mai avem în 28 ianuarie faza de lună plină, care se întâmplă la ora 21:16 minute. Va fi luna plină în Leu, când Soarele se află în Vărsător și luna în Leu. Ultimul aspect important pe care vreau să vi-l menționez pentru această lună este retrogradarea planetei Mercur. Acum, retrogradarea planetei Mercur are 3 faze. Prima fază, când merge în mers direct, de la gradul 11 până la gradul 26 de Vărsător. Pe urmă, faza de retrogradare, când se întoarce de la gradul 26 de Vărsător până la gradul 11 de Vărsător. Și a treia etapă, când își reia mersul direct și parcurge pentru a treia oară acest interval 11-26 grade de Vărsător. Prima etapă de mers direct se întâmplă între 15 și 30 ianuarie. În 30 ianuarie, Mercur se oprește și se pregătește să se întoarcă. Între 30 ianuarie și 20 februarie își va face mersul retrograd, în 20 februarie se oprește, urmând ca între 20 februarie și 3 martie să meargă din nou în mișcare directă. Mercur retrograd, nu vreau să vă speriați, da, e o perioadă mai dificilă în care trebuie să fim mai atenți, dar este și o perioadă în care ne putem folosi de acest tranzit planetar și în a doua parte o să vă explic exact pentru fiecare cum puteți să vă folosiți de aceste 3 intervale ale lui Mercur retrograd. În prima parte, între 15 și 30 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți la anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, pentru că în a doua parte, între 30 ianuarie și 20 februarie, o să aveți ocazia să refaceți, să reveniți asupra unor lucruri, asupra unor decizii care nu au ieșit bine în trecut. Puteți să refaceți ceva, să regândiți, să reiterați, să redobândiți chiar anumite lucruri. Și o să vedem în a doua parte exact cum se aplică asta pentru zodia voastră. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la analiza detaliată. Hai să vedem
Pentru Raci, unde se întâmplă faza de lună nouă, de lună plină și Mercur retrograd. Luna nouă din 13 ianuarie pentru Raci se întâmplă pe casa 7 astrologică, pe sectorul parteneriatelor de orice fel, toate parteneriatele care se încheie printr-un contract, că e vorba de căsătorie sau de un contract de muncă, de înființarea unei companii în asociere cu cineva, toate aceste parteneriate sunt guvernate de voi în casa 7-a. Toți racii în 13 ianuarie sau începând cu sau în jurul datei de 13 ianuarie, poate să aibă parte de noi începuturi în relațiile parteneriale. Racii care sunt singuri au foarte mari șanse în această perioadă să cunoască un posibil partener, parteneră cu care să își petreacă tot restul vieții. Racii care își caută un loc de muncă o să găsească parteneriatul ideal în afaceri. Pentru toți racii puteți să inițiați lucruri noi aici legate de parteneri pe care doriți să-i atrageți în viața voastră sau proiecte noi împreună cu partenerii pe care îi aveți deja existenți. Dacă sunteți într-o relație, dar încă n-ați ajuns la căsătorie sau încă nu aveți un copil, puteți să inițiați discuțiile, acțiunile, activitățile care o să vă aducă pe această cale. Faza de lună plină din 28 ianuarie se întâmplă pentru Raci pe casa a doua astrologică, pe sectorul banilor câștigați prin muncă proprie, a lucrurilor care vă dau siguranță și confort, a relației voastre cu mâncarea, cu alimentația și aici se întâmplă niște finaluri, niște completări a unor cicluri începute în urmă cu ceva timp. O parte dintre raci, da, e posibil să finalizeze cu un loc de muncă, poate tocmai pentru că v-ați găsit un nou loc de muncă în prima parte a lunii și pe finalul lunii, gata, aveți și ultima zi la actualul loc de muncă ca să puteți să începeți acel nou parteneriat de care vorbeam, care vine în jurul datei de 13 ianuarie. Pentru o parte dintre raci se finalizează o sursă de venit, se finalizează un proiect la locul de muncă, se finalizează o acțiune, o activitate care într-un fel sau altul vă aducea niște bani și e posibil ca acum să și încasați acei bani. Orice final pe partea asta monetară vine aici cu asul de monede, cu un nou început. Nu vă panicați dacă se finalizează un contract sau nu mai aveți contract de colaborare în viitor, pentru că acolo asul de monede, cartea care a sărit, ne arată că o să vină ceva în locul acestei activități pe care o încheiați acum și acest ceva nou care o să vină o să fie mai bun și o să vă aducă mai multă stabilitate. După cum ziceam, o parte dintre raci, e posibil ca acum, pe baza unor acțiuni, proiecte, a unei activități depuse în trecut care acum se finalizează, să puteți să și încasați banii pentru acest proiect, pentru această muncă. Faza de Mercur retrograd pentru voi se întâmplă pe casa a 8-a astrologică, în legătură cu banii și finanțele partenerului sau a partenerei voastre, că e vorba de partener de afaceri sau partener de muncă, a taxelor, a impozitelor și a moștenirilor, de ce nu. Racii care doresc să își iau un credit sau vor avea de-a face cu niște instituții bancare, financiare, puteți să contactați pentru prima oară aceste instituții financiare, aceste instituții bancare, fie că vreți să obțineți un credit sau vreți să obțineți niște investitori sau nu știți cum să acționați din punct de vedere al impozitelor și a taxelor, da? Cum trebuie să faceți astfel încât lucrurile să iasă bine cu afacerea voastră, să inițiați toate aceste discuții, toate aceste activități în prima fază, înainte ca Mercur să meargă retrograd, între 15 și 30 ianuarie, fiți atenți la feedback-ul pe care îl primiți, da? La reacția pe care o primiți din partea acestor instituții sau acestor posibili parteneri și profitați de perioada 30 ianuarie 20 februarie ca să vă regândiți planul, să vă refaceți planul de afaceri, să vă recompletați dosarul, să aduceți adăugiri, completări, să
faceți toate acele lucruri care sunt necesare ca să regândiți, recalculați, revizitați tema discutată inițial, în speranța că în perioada 20 februarie 3 martie lucrurile o să se și rezolve cu succes pentru voi, da? O să se rezolve într-un mod pozitiv. Pentru o parte dintre Raci, această perioadă de Mercur retrograd s-ar putea să afecteze finanțele partenerului sau al partenerei voastre, posibil să obțină niște pierderi, să înregistreze niște pierderi partenerul sau partenera voastră, că e vorba de partener de viață sau partener de afaceri. Mare grijă, mare atenție, pentru că aici vin anumite lucruri mai ciudate. S-ar putea să vă dați seama că partenerul sau partenera voastră a uitat să plătească niște taxe, a uitat să plătească niște impozite și să puteți să reparați aceste lucruri în intervalul 30 ianuarie 20 februarie. Înainte să scoatem cărțile de tarot, hai să vedem ce au de spus astrozarurile pentru Raci, pentru luna ianuarie. Energia lunii este Uranus în Scorpion, în casa a cincea. Ok, și pentru voi luna ianuarie va fi sub umbrela creativității, a romantismului, a proiectelor creative de orice fel, dar și a proiectelor împreună cu copiii, a relației voastre cu copiii, a relației voastre cu copilăria, de ce nu? Cu Uranus în Scorpion în casa a cincea, aici lucrurile sunt neobișnuite, inedite, inovatoare, ieșite din comun. E posibil ca o parte dintre voi să aveți în decursul acestei luni ianuarie parte de niște experiențe romantice mai neobișnuite, mai ieșite din comun, dar în urma cărora puteți să învățați niște lecții karmice pentru voi. Acei raci care sunt artiști, care activează în acest domeniu, că e vorba de arte plastice, arhitectură, design, muzică, teatru, film, e posibil să aveți niște clienți mai neobișnuiți, cu niște gusturi mai ciudate. Pentru artiști plastici, designeri, arhitecți, văd foarte mult culoarea negru, gri, roșu închis, dar și niște elemente de neon, de lumină și iluminat foarte interesant. Pentru cei care activează în muzică, actorie, film, văd niște proiecte mai neobișnuite, foarte creative, dar și foarte ieșite din comun. Poate niște personaje mai ciudate sau o muzică mai sintetizată, mai electro, mai ciudată și mai ieșită din comun, cum nu s-a mai văzut până acum. Ceva foarte original, care rezonează foarte adânc cu vibrația primordială a ființei umane. Foarte interesant. Hai să vedem. Să scoatem și cărțile de tarot. Pentru primele 10 zile din lună avem Lumea, finalizarea unui ciclu. Saturn vă răsplătește în primele 10 zile ale lunii ianuarie cu un cadou karmic. Foarte interesant. Pentru următoarele 10 zile ale lunii avem aici Regina de Bâte. O persoană foarte carismatică, foarte sexy, foarte atrăgătoare, foarte magnetică, care este centrul atenției. E posibil parte dintre voi să fiți voi această persoană sau să întâlniți această persoană, pentru că aici casa a cincea ne vorbește despre romantism, despre legături amoroase și vedem aici iarăși această persoană foarte magnetică, foarte ieșită din comun, care puteți să fiți voi sau partenerul, partenera pe care o întâlniți la jumătatea lunii. Și pentru ultimele 10 zile din lună, la fel ca și pentru Gemeni, cred. Da, la Gemeni, tot așa e și pentru ultimele 10 zile din lună, șaptele de cupe. Confuzie, lucrurile nu sunt clare, nu știți ce conțin aceste șapte cupe, cu ce vine această ofertă, dacă vine cu lucruri pozitive sau lucruri negative și mai ales dacă e vorba de niște cupe oferite de partenerul vostru, că e partener romantic sau partener de afaceri, folosiți-vă de tranzitul lui Mercur retrograd ca să investigați mai bine aceste cupe.
nu le luați de bune acum în ultimele 10 zile ale lunii ianuarie, pentru că s-ar putea să vă păcăliți. S-ar putea ca voi să credeți că aceste cupe conțin elixirul vieții veșnice și când colo ele se conțină o travă în ele. Nu știm exact ce conține această ofertă. Folosiți-vă de perioada de Mercur retrograd ca să revizitați această temă, ca să recalculați, regândiți, replanificați, ca să reluați această temă de discuție. Va fi o perioadă interesantă pentru raci. Luna ianuarie începe aici cu un dar mare de la univers pentru voi, dar să știți că primele 10 zile ale lunii poate să vină și cu finalizarea unor lucruri. Anumite lucruri care trebuie să se termine ca să facă loc pentru alte lucruri noi. Și pentru că aici în etalare avem și regina de bâte și casa 5 astrologică evidențiate, mesajul care vreau să-i las pe raci pentru această lună ianuarie este să vă urmați pasiunea, să vă urmați creativitatea și orice lucru nou va apărea în viața voastră, să nu faceți compromisuri, nu acceptați compromisuri. Pentru că aici casa 5 astrologică, această regină de bâte, vă dă foarte multă susținere. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să scot pentru voi și un card Puterea Gândului, ca să vă las așa cu o mantră frumoasă pentru această lună ianuarie. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem. Pentru raci, pentru luna ianuarie, trecutul s-a dus. Mă aflu în prezent și mă bucur de fiecare clipă. Un mesaj foarte frumos pentru raci, care să-l țineți minte în toată această lună ianuarie. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați să urmăriți și videoul pentru ascendentul, luna sau orice alt semn zodiacal în care aveți 4 sau mai multe planete. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!